Bună ziua sau bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Liviu Mățăoanu, bună seara, domnul Danilă. Bună seara, domnul Danilă. Bună seara participanților la ediția online LibFest. Cartea care ne adună acum aici împreună, ca să mi-au ieșit și câteva rime involuntare, este Elegii pozitive. Și este al 16-lea volum al domnului Dan Danilă. Un poet, hai să zicem, retras oarecum din arealul public și poate o să ne spună dânsul mai multe. Chiar l-aș ruga pentru cititorii mai tineri să ne facă, eu știu, o scurtă biografie laudativ-socratică, adică să se laude în măsura în care spune adevărul și după aia vom reveni la acest volum. Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc domnului Așder și editurii Icon pentru publicarea acestei cărți. Într-o perioadă grea pentru toată lumea, și pentru editor, și pentru scriitor, și pentru librar, din cauza pandemiei, bineînțeles, nu se pot face lansări normale de carte, nu se pot face întâlniri normale, ci totul merge prin computer cu problemele tehnice care apar câteodată. Eu nu sunt obișnuit să vorbesc despre mine, nici nu am voce de recitator, nici nu sunt un orator. O să vă spun că am 66 de ani. Mulți înainte! Sunt sibian, trăiesc în Germania din 1990, am două fete de 41 și de 39 de ani. Pentru ele am plecat în Germania, pentru că mi-am dat seama după mineriade că în România nu o să se întâmple prea repede lucruri bune. Și am plecat pentru viitorul fetelor mele și nu regret. Au trecut 31 de ani de atunci, am publicat 16 cărți. Pasiunea mea pentru poezie datează din primii ani de liceu. Am fost în legătură cu poetul Ion Mircea, cu Mircea Ivănescu în Sibiu. Părinții mei au fost profesori și am avut întotdeauna multe cărți în apropiere. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să scriu. Și sunt și traducător amator, autodidact. Am tradus Vasavion, am tradus Rilke, am tradus și din franceză, și din germană, și din engleză. Am tradus în volum Rilke și Vion și Wolf von Eichelburg, din germană, Georg Scherk și alți autori mai puțin cunoscuți. Acest volum al 16-lea apare pentru că eu nu pot să merg mai departe dacă scrisul, dacă nu îmi public ultimele poezii sau, mă rog, ce se adună într-un an de zile trebuie să public ca să pot să pornesc mai departe, să scriu din nou. Așa sunt obișnuit și mă bucur că am reușit, pentru că nu e de la sine înțeles să publici în 2020 o carte la o editură foarte cunoscută, care apare și în librării față de alte edituri care nu fac decât să tipărească cartea și atât. Nu se mai ocupă de distribuția. Nu știu, aș citi câteva poezii din acest volum? Sigur că da, dar mai întâi să-i dăm cuvântul domnului Liviu Mățăoanu să ne spună și dânsul câteva cuvinte despre poezia dumneavoastră, despre cum v-a receptat dumnealui. Și după aceea trecem la recitări. Îl salut pe domnul Dan Danilă și mă bucur să-l văd.
Nu ne-am cunoscut personal până acum, dar este un poet pe care l-am întâlnit în presa literară românească. Am citit și site-ul domniei sale, care arată biografia și texte ale domniei sale. Personal, cred că este un poet care trebuie luat în considerare în literatura română și așezat acolo unde este locul, chiar dacă acest lucru se va întâmpla, dacă va fi alăturat lângă poeții români aflați, poate nu în exil, pentru că domnia sa n-a fost exilat, a emigrat de bună credință și din proprie inițiativă, dar alături de scriitorii care nu trăiesc în România. Sunt câțiva scriitori care au făcut literatură română dincolo de granițele țării. Mă refer evident la scriitorii români, dar nu numai la scriitorii români, și la scriitorii români de altă limbă. Însă dintre cei care scriu în limba română sau se exprimă în limba română, am putea așeza textele domnului Danilă lângă textele lui Daniel Ioniță, să spunem, din Australia, sau textele unui poet foarte cunoscut dintr-o generație mai tânără, Gelu Vlașin, din Spania, care a trăit, nu știu, 15-20 de ani în Spania, sau poetul Dumitrescu, care trăiește tot în Spania, sau Eugen Barz, pentru că probabil în momentul în care ai plecat din România nu ți-ai lăsat aici talentul literar sau dorința de a scrie. Acesta s-a manifestat chiar într-un fel particular și am observat asta la mai mulți autori. Poeziile lor sunt puțin mai blânde, nu sunt așa dintr-o bucată și tăioase. Nu sunt poezii care să, sau nu creează o poetică care să frizeze realul, ci o poetică de concordanță, o poetică de înțelegere. Cred că acest lucru se datorează puțin și distanțării față de patria unde te-ai născut. Sunt scriitori români, cum este George Philip din Canada sau din Canada sau din Statele Unite, care de asemenea și ei au scris în limba română și au publicat în România. Trebuie să subliniez că domnul Danilă nu și-a publicat cărțile în străinătate, deși i-ar fi fost foarte ușor să publice, chiar să se traducă pe el însuși sau să scrie direct într-o limbă străină, în franceză sau germană, a preferat spațiul românesc. Și asta cred că spune foarte mult despre domnia sa. Provine din urmașii cercului de la Sibiu, ca să spun așa, din zona literaturii sibiene, o literatură foarte cunoscută, alături de cei pe care i-a și citat mai devreme și pe care i-a cunoscut în tinerețea domniei sale, poetul extraordinar Cezar Ivănescu sau Ion Mircea sau mai tinerii Radu Vancu, de pildă. Autori care sau Ioan Radu Văcărescu, autori care au dus literatura română cu un pas înainte. Ceea ce am observat eu în ultima carte pe care domnia sa a publicat-o la editura Icon acum 2 luni, cred, cea despre care vorbim astăzi, Elogii pozitive, este tocmai acest loc pe care și l-a creat în literatura contemporană domnul Dan Danilă, și anume o poetică a cotidianului, dar nu a cotidianului care ne exprimă un real de care să ne ferim, ci un real cu care să intrăm în concordie, nu în discordie. De pildă, orașul apare nu ca un animal sau ca o fiară de care să te ferești sau care îți consumă energiile, ci apare ca un spațiu în care culorile, formele, anotimpurile se petrec pur și simplu. Nu este vorba despre o resemnare a autorului în fața realului. Dimpotrivă, este vorba despre autorul care creează un cadru al realului. Acum, ar trebui să ne întrebăm de unde provine această structură în poetica lui Dan Danilă. Personal, cred că, bine, eu pot să mă înșel, vorbesc din punctul de vedere al unui cititor și mă bucur că este prezent aici și poate să sublinieze sau nu. Așa cum am spus că dulceața poeziei sale vine din faptul că este departe de țară și cred lucrul acesta,
Pot să adaug că cadrul pe care vrea să-l creeze în cotidian este mai degrabă o reminiscență a lumii picturale, a artelor vizuale, cu care este foarte bine pus la punct, fiind și un specialist în arte vizuale, în pictură, în desen. Chiar mă așteptam ca pe cartea domniei sale să văd un autoportret și am crezut că pe spate se află un autoportret, dar am văzut după aceea că nu este și chiar aș vrea să-mi spună cine este autorul. Este un pictor bucureștean, Murivale, și l-aș ruga să ne spună câteva cuvinte despre domnia sa. Deci, eu cred că poetica pe care Dan Dănilă încearcă să ne-o propună în această carte este puțin diferită de cărțile anterioare, chiar stilistic și chiar structural, față de cartea care cred că este cea mai prețuită, Atlantida există, o carte care are un anumit tip de muzicalitate. Chiar am încercat să aflu dacă această muzicalitate este una dorită din punct de vedere literar sau una dorită din punct de vedere cultural. Cred că mai degrabă trăsăturile culturale ale epocii în care trăim i-au dat un tip de muzicalitate, de vreme ce muzicalitatea este una internă, în interiorul versului și nu una a rimelor, una absolut stilistică. Bine, o să intervin și mai târziu, poate chiar o să spun câteva exemple și poate o să și citesc un text. Mie mi-a plăcut foarte mult, este una, și asta chiar vreau să subliniez, este una dintre cărțile care are un început foarte bun. Primul poem în cartea sa se cheamă 15. Ceva mai după acesta, al doilea sau al treilea poem, spune că la 15 ani s-a apucat să scrie poezie. Pentru noi 15 ianuarie, că așa se numește textul, este ziua națională a culturii române, este ziua lui Mihai Eminescu și întrebarea retorică, dar de fapt este un retorism fals pe care îl adresează sau îl construiește autorul, este tocmai acesta. Ce să fac eu în ziua de astăzi? Nu știu ce să fac. Cu alte cuvinte, cu ce să acopăr golurile existenței mele astăzi? E, cu ce? Tocmai cu poezia și cred că nu numai cu poezia, cred că de fapt cochetează și cu alte elemente culturale. De aceea cred că eu această carte va fi un succes și îi doresc din toată inima să-l aibă, pentru că e o carte bună, foarte bună chiar. Mulțumim. Mulțumesc. Mulțumim, domnule. Mulțumesc și eu, domnule Danilă. Acum spuneți-ne despre portret, vreau să aflu câteva amănunte. Portretul dumneavoastră de pe coperta a patra. Acela, da. Care este superb. Așa. Dacă da, doriți, așa. Portretul este realizat de Murivale, despre care este un pictor bucureștean, mureșan. Da. Pe care nu-l cunosc personal decât prin Facebook. Aha. Și că mi-a făcut 5 portrete după niște fotografii și le-am cam rătăcit, numai asta cred că îl mai am. Vreau să-l cunosc, sper să ajung cât de repede la București, pentru că m-a invitat de mai multe ori la el în atelier și vreau neapărat să-l cunosc, dar uite că pandemia asta mă ține departe de țară. Eu sunt obișnuit să merg de două ori de an în țară. Ultima dată a fost în ianuarie 2020 la Sibiu. Da. În 2020 a fost ultima oară să văd pe tata, care a... Parcă am presimțit. Tata a murit în noiembrie 2020. Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. Și acum pe 24 a fi primit 90 de ani. Mircea Ivănescu ar fi împlinit pe 26, 90 de ani. Da. Era o diferență de două zile între tata și Mircea Ivănescu. Poate semănau puțin la caracter, nu știu. Deși tata era mai adelean, mai rigid, dar cred că semănau totuși puțin la caracter. Ce mai spun despre mine? Păi, cred că ar fi bine să ne citiți câteva poeme și după aia să citim și noi câte un poem și ne apropiem de cele 30 de minute. Bine.
O să încerc să citesc niște poeme. Mă scuzați vocea că nu sunt neapărat un bun recitator. Poem pentru prieten și pentru casele în care am locuit, acest mileniu pe care l-am început, cu atâtea speranțe, pentru primăveri și mai ales pentru toamnele bune de cules, apoi arderea primitivă a frunzelor. Vai, mi se subțiază strâmicenele cu fiecare an, fiecare clivăț înghețat, fiecare prieten evadat din tablou, viscerele și oasele sunt numai bune pentru șamani, ghicit viitorul. Lângă patul de spital, cu portocale, îngrămădite în pungi de hârtie, pe linoleum cenușiu l-am revăzut. Cedea într-un scaun vechi de infirm, recitând din poetul lui preferat. Cel ce a simțit ghimpele trandafirului își poate scrie un epitaf sub pleoapă. Poate inventa rime noi la prietenie, umor și destin. Dar să nu-l întrebați ce este poemul, care va fi sursa durerii. Mulțumim. Mai citiți-ne unul. Mai citesc una. Fereastră deschisă. Da. Până la urmă o să treacă toate. Durerile fantomă din aripa dreaptă, umbra mâncată de nopțile albe, fetele albastre de pe stern și toate locurile de pus capul. Scot timid mâinile pe fereastră. În loc de călătorie, azi dresez o rază prăcuită ca salve hârtii, fac ordine în sertarele prime. Am împlinit cei 60 de ani. În vis am întâlnit paloarea, adevărata înfățișare a omului, gura lui arsă, nu de sare sau sete, liniștea, ca un frunziș înghețat. Și plăcerea de a pune întrebări, dureroase întrebări, la care nimeni nu va răspunde vreodată. Foarte frumos. Da, mulțumim. Păi, nici nu știu dacă mai avem prea multe minute, așa că îi propun domnului Mățăoanu să ne citească și dânsul un poem și aș vrea să citesc și eu unul pe care l-am ales. Sigur. O să citesc poemul care deschide cartea, 15 ianuarie. Cu ce să umplu această dimineață, această cămașă mult prea largă? Mi se văd coastele și stârnul, iar inima, tot mai neliniștită, mă întreabă dacă mai este liberă sau anotimpul ei a trecut deja. Dacă mai e liberă să povestească despre aceste palide rădăcini ale tuturor copacilor reverențe sau despre nimicul atotputernic care îi absoarbe lacom ultima dorință. Sau printre crenelurile zorilor, ai doma norilor de vreme bună, să-și treacă lin ca unt de lemnul fibrele adunate în pumnul vânăt, de carne zdrobită și cusută la loc, de melc înghețat, părăsit de uitare, fără nicio răsplată sau îndemn. În sine ei, lumina se dezbracă, dar necuprinsul nu mai vrea să tacă. Iată această structură pe care o sublineam puțin mai înainte, poemul care se termină într-o rimă de data aceasta finală, aproape ca un sonet, ceea ce dă o stilistică aparte textelor sale. Da. Eu să citesc poezia Consolare. Apropo de caracterul blând de care vorbeați al poeticii celor, să zicem, autoexilați, nu? Da. Consolare. Când va veni ziua recunoștinței, nu vom mai simți frigul senin. Lacrimile vor încerca să cânte, iar norii se vor preface că dorm. Cu mâinile amorțite pe masă, ne vom privi în ochi, a speranță. Prisosul florilor sau uitarea, puntea fricii suspendată ca o lume văzută din avion, am visat că am pierdut un braț în luptă cu o fiară flămândă, dar era femeia din vis, adormise pe brațul amorțit, cu capul greu de atâtea bucle și gânduri, de grija copilei care va înflori.
De o săptămână eram bolnav, aveam de 3 ori câte 7 ani și prima iubită deja mă părăsise. Dar când mă voi însănătoși, când va înflori liliacul cel nou, cred că mă voi îndrăgosti iarăși. Poate recunoștința nu există cum nu există o a doua iubire. Ca și cum nimic nu s-a întâmplat, voi fi încăpățânat și neconsolat, protejat de un mare scut de uitare, doar un fluture obsedat de o floare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și cred că e timpul să le mulțumim celor care ne vor urmări această mică lansare încropită tehnologic, așa, între București și Germania. Și sperăm să ajungem să putem face o lansare față către față, așa, cu cărți reale. La Gaudeamus. Poate la Bookfest, cine știe, poate la Gaudeamus. Să vedem cum vor evolua lucrurile. Să sperăm. Încă o dată mulțumesc domnilor Dan Dănilă și Liviu Mățăoanu, mulțumim dumneavoastră, dragi cititori, și sperăm să ne vedem în condiții mult mai prietenoase. La revedere! La revedere! De ordine al anului. La revedere! La revedere.